Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Prin ajutorul Domnului vom vorbi despre păcat, la modul general, așa cum îl prezintă Scriptura, fără a face referire la diferite stări sau categorii de păcate. Păcatul, la modul general, sau a păcătui, înseamnă, potrivit cu termenii originali, a falimenta, a greși, fie ținta, fie drumul, fie a greși scopul, avea un eșec. Păcatul, tot la modul general, prin tot ceea ce el cuprinde, pentru că parte din cer este afectată de păcat prin diavolul și îngerii căzuți, marea parte a pământului, este această paranteză a Universului pe care Dumnezeu o va elimina, o va corecta și nu vor coexista veșnic. Măcar că diavolul asta ar fi vrut și religiile păgâne, care în mod sigur sunt o inspirație demonică, chiar au la bază ideea aceasta că binele și răul trebuie să coexiste, astfel păstrându-se echilibrul în univers. Însă, în mod sigur, păcatul și răul care provine de la păcat va fi distrus de Dumnezeu. Mai întâi, o scurtă privire asupra originii păcatului, vom citi în Iacov, capitolul 1. Noi știm că Satan este autorul păcatului și de aici se nasc foarte multe întrebări. De ce Dumnezeu a îngăduit o astfel de stare să se nască în univers? De ce nu a rezolvat-o mult mai repede? Și scrie în 1:13, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Deci Dumnezeu sub nicio formă n-a contribuit, n-a provocat apariția păcatului, ci potrivit tot cu ce spune în Sfânta Scriptură, în 1 Ioan capitolul 3, diavolul a deschis pagina aceasta neagră și scrie aici, căci diavolul păcătuiește de la început. Sunt acele referințe în Isaia și în Ezechiel pe care eu n-o să le citesc, sunt cunoscute, chiar dacă sunt niște referințe indirecte, potrivit cărora diavolul a avut o poziție specială în cer și la un moment dat a căzut, în el s-a născut nelegiuirea. Problema la care vreau să ne referim nu este doar că diavolul a fost autorul păcatului, ci la faptul că el este autorul păcatului și în dreptul nostru, sau el este părintele păcatului. Tot aici scrie în prima parte a versetului 8, cine păcătuiește este de la diavolul. Amintiți-vă, Eva, ea recunoaște sinceră și Dumnezeu știe că este așa, că atare l-a și blestemat. Ea a recunoscut că de la diavolul a păcătuit. Pe aceeași pagină este menționat Cain, scrie aici în versetul 12, Cain care era de la cel rău. Evident, tot ceea ce se înțelege prin faptul că și Cain era de la cel rău, este că și pentru Cain, Satan a fost părintele păcatului. Și de atunci încoace, scrie în Tit, este adevărat că unii păcătuiesc de la sine, dar la începutul păcătoșeniei lor, tot diavolul a fost părintele păcatului. E foarte adevărat, diavolul nu face singur toată treaba asta. Și este scris în Apocalipsa 12, unde vom citi acum, că diavolul are îngerii lui de care se ajută să facă lucrarea aceasta. Dar el este izvorul și sămânța oricărui păcat, fie în domeniul îngerilor, fie în domeniul oamenilor. De aceea, Dumnezeu va recurge la a-l distruge. Scrie aici în 12:3-4, și în cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 coroane împărătești pe capete. Rețineți ce forță monstruoasă deține el. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Este o referință simbolică la îngeri. Apoi versetul 9. Și balaul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul Satana, acela care înșeală întreaga lume. Deci tot ceea ce este în lume provine de la el, sub forma păcatului și a răului.
A fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Versetul 12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri și vai de voi pământ și mare. Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Vreau să nu neglijăm aspectul acesta. În vremea din urmă, diavolul, ca și promotor al păcatului, se luptă foarte puternic și obține o escaladare a păcătoșeniei și oamenii ajung la o culme ale energiilor lor. Însă el vrea să scoată păcat și de la noi, căci este scris în Matei 24 că vrea să înșele, dacă ar fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Și el nu este singur, se alătură îngerii și toți ceilalți care sunt păcătoși sunt deja o forță aliată lui de provocare la păcat. Și vreau să fim practici, sesizați câtă luptă este și câtă provocare la păcat zi de zi. De unde nevoia de atâtea mărturisiri? Pentru că zi de zi acest autor al păcatului se luptă de dimineața până seara și de seara până dimineața să producă păcat la nivelul gândirii, al vorbirii, al faptelor sau sub orice altă stare. Vreau să privim acum în cartea Cenesei, în capitolul 3, la felul în care s-a apropiat de om și a avut rezultat. Pentru că și condițiile nu s-au modificat în mare, ele sunt aceleași. Pe aceleași căi vine diavolul și ne provoacă să păcătuim. De la versetul 1. Șarpele a mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Culmea aceasta a șiredeniei și-o păstrează și astăzi. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspund șarpelui, putem să mâncăm de tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Ce răspuns categoric și clar a avut Eva. Și surprinderea este că după un asemenea răspuns categoric, la foarte scurt timp cade. Și uneori după ce venim la biserică și în deplină conștiență de ceea ce este bine și ceea ce este rău, păcat sau neprihănire, la scurt timp și în diverse ocazii, oamenii cad. Și vreau să rețineți de aici că această întreită ispitire numită uneori este o forță puternică a răului. Ispita nu este doar un vânt care bate și care doar adie. Ispita păcatului este o forță care smulge pomii de rădăcină, care ia case ca un uragan, forță a răului. Imediat ce omul a căzut, ne întoarcem la Geneza 3, de la versetul 7, s-au modificat toate condițiile, interioare și exterioare. Păcatul modifică interiorul omului și modifică natura din prejurul lui. De la versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi și au cusut la o altă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Dintr-o dată, altă imagine. Omul păcătos deja este smuls din viața lui, din starea lui normală, să admitem că asta vorbim pentru noi care suntem credincioși, și parcă este strămutat în altă lume, în alte condiții, în alte stări, văzând altfel și având altă poziție. Citim apoi de la versetul 10, răspunde Adam, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? A intrat imediat în funcțiune conștiința, pe lângă cunoștința aceea a binelui și a răului. Căci pomul acela conținea efectiv acea substanță de determinare a binelui și a răului, pe baza căruia s-a activat și conștiința, care face distinția dintre bine și rău la nivelul gândirii și la nivelul faptelor. Însă omul era de acum prizonier. A urmat o discuție în care, cunoașteți, Adam a învinovățit pe Eva, ea în lanț,
a învinovățit șarpele. Apare sentința divină pentru șarpe în versetul 15. Și de aici ce vreau să rețineți? Vrășmășie voi pune între tine și femeie, ce dușmănie sau ce stare de revoltă, sau cum vreți să o numim, cred că a înregistrat Eva asupra șarpelui. După ce și-a dat seama că el a provocat-o să păcătuiască. De aceea, parcă și Domnul a vrut să exploateze favorabil tensiunea aceasta dintre ei. În mâhnirea ei, Eva, nu numai că l-a învinuit, dar a avut acea atitudine contrară față de el. Apoi apare sentința pentru femeie în versetul 16, sentința pentru bărbat, pentru Adam, versetul 17 și 18 și 19. Apoi versetul 21, se pare că este prima referință indirectă la jertfe, probabil în momentul în care le-a făcut haine de piele, a sacrificat animale, de unde și în capitolul 4 Cain și Abel au noțiunea de jertfă. În mod sigur, aici înainte de expulzarea din grădina Edenului, Dumnezeu le-a instituit noi legi, pentru că în cartea Genesei apar legi pentru noi, apar legi pentru Avram, care nu sunt date în stilul celor pentru Israel, adică nu sunt scrise, dar ei în mod sigur le-au primit. Adam în grădină a avut o lege și când a fost expulzat afară a avut alte legi. Ei deja aveau noțiunea de jertfe, de închinare. Astea, în mod sigur, au fost sub o educație divină. Și cunoașteți faptul că aici el a fost scos, preună cu soția sa, din grădina Edenului. Rețineți ce spuneam? Păcatul modifică condițiile interioare și modifică condițiile exterioare în situația când intervine în viața noastră. Înăuntru nu mai este Dumnezeu, este pustiu. Și în afară, în loc de binecuvântare, vine blestemul. În această nouă stare, vreau să o amintim pentru că mai târziu ne vom referi la ea, scrie în Romani capitolul 8, versetul 3, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Așa a fost injectată ființa umană, încât a rămas coruptă. Încât a rămas în stare de păcătuire permanentă. Și apoi și versetul 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. În noua condiție, omul era iremediabil păcătos. Dobândise o nouă stare de păcătos. Celălalt efect este chiar menționat de Domnul în Geneza 2 cu 17, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Și starea asta de moarte este privită de Biblie sub mai multe aspecte, dar eu vreau să privim doar ideea aceasta de moarte, ce trăsături conține. Știți, Biblia spune în Efeseni 2 cu 1 despre moartea în păcat. Cum se manifestă un om mort în păcat? Efectiv, are caracteristicile unui mort. Are acea insensibilitate față de Dumnezeu, acele stări de păcat, și dacă încerci să iei legătura cu un om care este mort în păcat, nu poți să iei legătura în plan spiritual cu el. Tu vorbești și el nu se aude. Tu explici și el nu înțelege. Este o stare de mortificare. Biblia vorbește apoi despre moartea aceasta fizică. Și cunoașteți acea relatare a Eclesiastului în capitolul 12, cum omul îmbătrânește și scade. Și cât este de crudă și de cruntă și moartea aceasta. Am fost recent la o mormântare când cineva rămas în viață desfăcea mâinile mortului acolo în cimitir și se îmbrățișa cu ele. Nu putea să suporte moartea. Tot de aici se trage. Tot de la păcat. Ca să nu mai vorbim despre ceea ce nu știm decât doar teoretic, pentru că încă nu s-a ajuns acolo, acea moarte finală despre care spunea Domnul în Matei 25 cu 41 alături de diavolul și îngerii săi. Dacă omul n-a gândit suficient sau
A fost înșelat oricum de diavolul sub incidența aceasta a morții. Citim doar din 1 Corinteni 15, două versete. 1 Corinteni 15 cu 26. Boldul morții este păcatul. Și lângă acest verset, Evrei 12, cu versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Mi se pare mie că atunci când păcătuim, nu ne gândim la moarte. Gândește-te la aceste trei aspecte ale morții. Imaginează-ți că imediat după ce ai păcătuit, s-ar putea să te lovească o moarte din astea spirituală. Să-ți pierzi orice sensibilitate spirituală. Imaginează-ți că poate veni, printr-o tragedie, chiar prematur, să mor fizic. Și imaginează-ți moartea aceea dacă va veni Domnul între timp. Și sub deviza aceasta, mai permiteți sau nu-ți permite să te păcătuiești. Pentru că atât de ușor cedăm în fața păcatului. Și tot aici scrie, versetul 1, și noi, dar pentru noi vorbește, nu pentru cei de afară. Fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martor, să dăm la parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară, cum? Așa de lesne. Măcar că poartă în spatele său ceva mai crud decât o caricatură cu o coasă în spate. De aceea, Domnul să ne păzească și noi să veghem, ca nu cumva păcatul să ne afecteze și păcatul să aducă moarte. Vreau să ne oprim acum la un alt gând, caracterizarea păcatului. Este foarte multă discuție uneori dacă un lucru sau altul este sau nu păcat. Biblia prezintă păcatul atât în norme și legi, spunând ce este păcat și ce nu este, dar prezintă și în esență, lăsându-ne pe noi să putem face analiză ce este și ce nu este păcat. Chiar dacă nu ar fi menționat un anume lucru. Și menționând păcatul în esența sa, în compoziția sa, Biblia ne învață nu doar ce să nu facem, ci și de ce să nu facem, de ce un anumit lucru este păcat. Nu doar că este păcat, dar de ce este păcat acel lucru? Ce anume din acea faptă conține elementul păcătos? În Roman 3:20 citim, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege, acum rețineți, vine cunoștința deplină a păcatului. Deci, legea lui Dumnezeu, în configurația ei deplină, în cuvântul Domnului, conține cunoștința deplină a păcatului. Citim acum din Evrei 4, de la versetul 12, tot referire la cuvânt asupra păcatului, pentru că de asta se ocupă Biblia chiar în versetele de mai sus, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Deci, așa capacitate are cuvântul și Dumnezeu care se deasupra cuvântului, dar lucrează prin cuvânt, încât totul se vede în noi, de ce am fost mânați când am comis un păcat, sub ce instinct l-am făcut, care a fost ideea noastră, care a fost presiunea la care am fost supuși, totul este determinat. Absolut totul. Vă dau un exemplu. Dacă în plan medical ni se ia sânge pentru analize, din acel sânge pot fi extrase diferite lucruri. Și sângele conține foarte multe elemente care determină mai multe lucruri. Și le dă cifre la toate potrivit cu domeniul respectiv. La fel, Biblia în domeniul păcatului determină totul în viața noastră. De aceea, în timp ce auzim cuvântul, așa te cercetează Dumnezeu, încât tu singur, într-o ascultare atentă, poți să-ți dai seama ce-i păcat și ce nu-i păcat. De ce este păcat dacă este păcat și de ce nu este dacă nu ar fi. Cuvântul are atributul acesta, să te cerceteze. De aceea,
Suprelucrarea Duhului Sfânt, amintiți-vă ce spunea Domnul în Evanghelia după Ioan, când va veni Duhul Sfânt, va deveni lumea vinovată în ce privește păcatul. Te conștientizează pe tine. Îți dă înțelesul la ceea ce e păcat și a ceea ce nu este păcat. Și tot în funcție de asta, spune Biblia aici mai departe, despre Domnul Iisus, de la versetul 15, că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbăciunile noastre, și unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și în funcție de analiza aceasta, Domnul Iisus mijlocește. Noi putem să spunem ce vrem. Să ne scuzăm în fața frații, spune, eu am păcătuit pentru că cineva m-a împins. Dar Dumnezeu știe care este motivația păcatului tău. Și în funcție de aceea realitate, Domnul Hristos mijlocește. Să ne apropiem, dar cu deplin încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și acum voi menționa trei definiții ale păcatului. Păcatul este o neascultare sau fără de lege. Am fost plecați undeva cu o grupă de copii și le-am spus, nu faceți cu tare lucru. Ați înțeles? Și i-am spus, da, am înțeles. Și totul a durat vreo 10 minute, până când unul și apoi încă unul a trecut dincolo de linia de demarcație. După ce au văzut ceilalți că doi au trecut, li s-a mai asociat unul. Și n-a trecut o jumătate de oră și erau vreo 7 și am trebuit să luăm măsuri că se întinde gluma. Neascultarea asta este o neglijare a auzirii. Ai auzit, dar neglijești ce ai auzit. Acesta este o definiție a păcatului așa într-o primă și ușoară exprimare. Ori, chiar a zis așa? Da, știu că a zis. Și atunci are loc acea luptă la nivelul minții noastre. Să faci chiar cum ți s-a zis? Dacă gândim că ce s-a zis este o lege, atunci păcatul este o fără de lege. Dacă gândim doar că numai ni s-a spus, atunci este doar o neascultare. Dar de fapt este și o neascultare și o fără de lege. Dacă suntem aici în Evrei, citim în 2:2, știți când a fost proclamat cuvântul pe Sinai, Dumnezeu a vorbit tare, tare. Și se întâmplă uneori că și copiii, mai cu seamă dacă nu îi educăm ca atare. Când vorbim încet, se facă n-aud. Când vorbim mai tare, poate că aud. Dar uite că Dumnezeu a strigat tare de tot. Și tot au neglijat auzirea. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. De aceea, în funcție de cuvântul care l-ai auzit, tot ce-i ascultare, felicitări, tot ce n-ai ascultat, în funcție de cuvântul auzit, nu doar în funcție de regulile care se trasează la un sfat frățesc sau care sunt ca niște principii într-o biserică. În funcție de tot ceea ce ai auzit, se notează păcatul tău. Apoi despre fără de lege, citim în 1 Ioan 3:4, căci neascultarea, spuneam că e automat și fără de lege, dar depinde sub ce aspect o privim. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege, este o încălcare a legilor lui Dumnezeu. Dacă pământește vorbind, într-un stat de drept, oamenii urmăresc dacă legile sunt respectate sau încălcate, fie în domeniul circulației, fie în domeniul fiscal sau alt domeniu, cum vi-l imaginați pe Dumnezeu cu niște legi veșnice, cu un sistem de urmărire atât de bine pus la punct prin spirite, prin îngeri, că ar putea să scape o neascultare de a noastră, să treacă cu vederea vreo anume fără de lege. În al doilea rând, păcatul este o insultă, este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. În Geneza 3 am citit și vreau să reluăm, diavolul în cuvintele lui, cel mai puternic, l-a ofensat pe Dumnezeu. Și Eva n-a sesizat aceasta. Dar Dumnezeu știe, în ziua în care veți mânca, veți fi ca el. Adică, uite-te, Dumnezeul acesta nu vrea să vă dea șansă. Știți ce a spus David în Psalmul 51, când s-a mărturisit, versetul 4, Doamne, împotriva ta? Dar cu ce păcătuiesc el împotriva lui Dumnezeu?
El păcătuise împotriva lui Urie sau Abat Shebei, nu știu exact care a fost inima ei. Păcatul este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Iar păcatul cu voia de aceea și ajunge o hulă care nici nu se mai artă. Să-l jicnești pe Dumnezeu după ce ți-a dat și posibilitatea să nu o mai faci. Tot sub aspectul insultei, păcatul trece ca o necredință. Nu fi chiar așa. E necredință pe de o parte, dar pe de altă parte e o jignire, e o insultă. Când cineva spune și tu nu-l iei pe cuvânt și socotești că este un om de nimic, n-are valoare ce spune, nu se ține de cuvânt, e jignire la adresa lui, cu atât mai mult este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, păcatul este o înșelare. În Evrei, capitolul 3, amintiți-vă ce spunea și Eva, că diavolul m-a amăgit, ea avea dreptate, a înșelat-o, el era șiret. În 3 cu 12 și 13 scrie, luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă desparte de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unul pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice, astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Multă păcăleală este în păcătuire. Și așa ușor poți să fii păcălit. De un diplomat, cum este diavolul și toată poarda sa îngerească. De aceea, când păcătuiți, în mod special, nu stabiliți dumneavoastră criterii sau noi. Asta este păcat sau nu este păcat. Cuvântul definește ce este sau nu este păcat. Dacă este o simplă auzire a cuvântului, trece drept neascultare, vrednică de pedeapsă. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Chiar o ezitare a împlinirii cuvântului. Și este o mare înșelare la care ne aduce diavolul. Și în al treilea rând, vreau să privim la ispășirea păcatului. Citim din Evrei 9 și acei două puncte doar menționez. Harul divin și în al doilea rând răscumpărarea sau izbăvirea de păcat. Evrei 9 de la versetul 22. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Face o menționare a lucrurilor de sus, lucrurile care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta. Trebuie ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Deci Domnul Hristos, prin sânge, a curățit și cerurile de afecțiunea păcatului și pământul, versul 25, și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca mare preot care intră în fiecare în locul preasfânt cu un sânge, care nu este al lui, ci s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Harul această soluție a lui Dumnezeu pentru păcat. Am notat aici că pe de o parte este jertfa legii, și pe de altă parte este jertfa dragostei. Legea cerea sânge, adică cerea moarte, și moartea însemna pierderea sângelui. Dar pe de altă parte era jertfa dragostei divine. Ori de câte ori păcătuim, noi lovim încă o dată, spune Biblia, pentru cine păcătuiește cu voia. Dar oricum, orice păcat necesită o atingere a jertfei. Păcatele de până la pocăință sunt toate odată solvabile în jertfa Domnului Hristos, iar păcatele de după aceea, prin oficiul său de mare preot în ceruri, trebuie fiecare să aibă o atingere. Fără o atingere specială a Domnului Hristos, niciun păcat nu își primește rezolvarea. Dar este și o lovire în dragostea sa, cu atât mai mult pentru noi cei care am fost iertați odată. Noi avem pilda fiului risipitor în Biblie numai până la momentul întoarcerii. Dar dacă pilda ar fi continuat încă câteva paragrafe în care se ne se spune că după o bucată de vreme fiul risipitor a mai dilapidat niște fonduri. După o bucată de vreme a mai fost fugit încă 2 săptămâni. Cum poate suntem noi fugiți când nu venim la biserică sau când nu avem un program spiritual permanent în viața noastră. Ce am zice noi despre fiul risipitor? Păi da, l-a iertat odată. Dar pe noi nu ne-a iertat odată? Despre această jertfă a dragostei citim în Roman 5, pentru că vreau să privim problemele acestea a păcatului, nu sub aspectul că am fost odată păcătoși, așa mari păcătoși sau mai mici,
și sub aspectul păcatelor care sunt în stare să intervină în viața noastră. Roman 5, versetul 6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pentru dragostea și jertfa Lui, numele Lui fie binecuvântat în veci. Și cel de-al doilea subpunct, întoarcem o pagină în Romani 8:2. Omul, odată cu iertarea, primește eliberare. 8:2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și acum chiar cuvintele Domnului din Ioan 8, de la versetul 34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă. Deci dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Asta amintind doar ca idee, oricine dintre noi știe că iertarea și eliberarea ne-au venit prin Iisus. Punctul următor ne vizează mai tare. Noua noastră viață fără păcat. Și acum amintiți-vă de ce am discutat din Genesa. Când omul a păcătuit, s-a schimbat interior și exterior. Când omul este iertat și scos din robia aceea din care nu putea să iasă, și am citit în Romani că nu putea să facă altceva, ar trebui să trăim într-o nouă condiție. Și asta trebuie să se vadă. Ne întoarcem la Romani capitolul 6. Aici se vorbește despre situația de la botez și de după botez. 6:4. Deci noi prin botezul moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Înainte robi, acum liberi. Înainte natură păcătoasă, acum legea Duhului de viață, o nouă viață. O nouă condiție de viață, care înainte nu putea fi atinsă, nu putea fi realizată. Versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Domnul Iisus, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Și tot asta explică de la versetul 11. Tot așa și voi și vă socotiți-vă morți față de păcat. Dar facem noi așa? Asta mi se pare mie, că se păcătuiește atât de ieftin, atât de ușor, atât de lesne, cum am citit din Evrei. Și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Dar noua viață nu este una în care Dumnezeu ne-a pus și de acum trăim în mod natural așa. Nu, este una la nivelul căreia te menții sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Noua stare va fi atinsă după răscumpărarea trupului. Atunci, liniștiți, nu mai păcătuim. Cineva spunea că omul înainte de păcătuire, Adam, putea să păcătuiască sau nu. După cădere, nu mai putea să nu păcătuiască. Acum, din nou, putem să păcătuim sau putem să nu păcătuim. Și după proslăvire, nu vom mai putea să păcătuim. Aceasta este starea noastră de astăzi. Și aici, stai în această nouă formă, numai câtă vreme te lupți. Să luăm comparația unui sportiv. Câtă vreme își păstrează condiția lui fizică. Și cu antrenamentele este la zi, el face față cerinților. Cum nu mai face acest efort, el va scădea și va fi ca oricare dintre noi. Sau situația unui om bolnav care trebuie să trăiască într-un anumit regim. Că dacă nu se îmbolnăvește, așa este pocăitul. Stai la regimul impus de Scriptură, nu te doare nimic. Comparând boala cu păcatul. Cum calci regimul, cum iară te doare, iară te îmbolnăvești. Deci starea noastră, în noua noastră natură și poziție superioară păcatului, se păstrează doar în condițiile date. Altfel, din nou recădem. Amintiți-vă de ce spunea Petru, a doua Petru, capitolul 1. De aceea dați-vă și voi toate silințele. Și acolo este un verset important pe care vrem să-l citim în direcția asta. 2 Petru 1:4. Prin care El ne-a dat făgăduinții Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași, este
posibilitatea, făgăduința, firii dumnezeiești, după ce a sfârșit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Pentru că se naște uneori întrebarea, de ce pocăiți sfinturi împăcătuiesc? Fiindcă natura ți este dată la îndemână, dacă te menții în ea, citesc imediat un verset care în alt context nici nu poate fi înțeles, cred, 1 Ioan 3:9, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiești. Cum adică? Odată botezați, nu mai păcătuim? Da, câtă vreme te menții în condiția aceasta, în postura noi naturi, nu păcătuiești, n-ai cum să păcătuiești. Cum ai scăzut de sub călăuzirea lui Dumnezeu, de sub incidența cuvântului, cum din nou păcătuiești? Pentru că ești pasibil de alternanța aceasta, de ambele stări. Dar dacă potrivit cu ce spunea Petru ne dăm toate silințele, știți ce spune acolo? 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Deci căderi nu vor mai fi niciodată. Pentru că versetul mai sus spune că dacă nu ții cont de asta, de lupta asta, și că ai uitat că ai fost curățit. Și din nou tot în Petru spune, pe pagina din dreapta, 2:20, că după ce au scăpat, iarăși revin la starea de păcătoșenie. Și întorcând la 1 Petru 1:9, pentru că v-ați dovândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletului. Și tot în direcția aceasta, mai amintesc de Roman 6:22, într-un verset este definită noua noastră poziție care trebuie să o avem față de păcat, în eliberarea și răscumpărarea adusă de Domnul Iisus. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, și la robia asta îi putem spune robie sfântă, că și câtă vreme stai aici, sfânt rămâi, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Doamne, ajută-ne să rămânem curați până în final. Să folosim jertfa adusă de tine și odată iertați să ne păstrăm în noua noastră condiție, în noua noastră stare de delimitare față de păcat și în final rămânând așa toată viața până la venirea Domnului, atunci va urma ce spune Romani 8, răscumpărarea trupului. Atunci scăpăm definitiv de efectele stărilor din Genesa, capitolul 3. Atunci va fi eliminat și aspectul morții fizice. Păcatul, această problemă introdusă prin Satan și despre care Biblia nu ne dă suficiente detalii, însă ceea ce este important pentru noi de știut este că Satan este și astăzi pornit, ba încă și mai tare, pornit să producă păcat în umanitate. Odată cu intrarea în această stare de păcătoșenie a lui Adam și a unității naturale în Adam de atunci pentru toți, sau oricărea dintre noi care odată sfințit din nou recade în păcat, omul trăiește în această condiție de păcat. Înăuntru lui este întuneric, în afară este blestem. Am definit că păcatul poate fi înțeles doar atunci când ni se predică Scripturile prin iluminarea produsă de Duhul Sfânt. De aceasta se ocupă Dumnezeu. De aceea cred că este greu să se stabilească norme că atât este păcat dintr-un lucru sau că atât nu este păcat. Sau să se spună în unele domenii cât este păcat și cât nu este păcat. De exemplu, este voie să mâncăm. Unde se trece la îmbuibare și devine mâncarea păcată? Delimitarea aceasta, doar Duhul lui Dumnezeu prin lumina cuvântului poate să o facă în noi, judecând simțirile, gândurile inimii și descompunând orice entitate a ființei noastre. De aceea, aici, în lumina Scripturilor, citindu-le acasă, rugându-ne, Duhul Sfânt este lăsat în permanență între noi să ne definească ceea ce este păcat. Într-o anumită cercetare, în rugăciune sau în adunare, în timp ce se predică, nu trebuia să spună nimeni. Tu singur știi cu tare lucru este păcat. Domnul Hristos a venit să distrugă lucrările diavolului. Cum le distruge? Iertând trecutul nostru și în situația asta ne-a scos de sub puterea păcatului. Ne-a scos și ne pune într-o nouă poziție. Starea omului născut din nou. Câtă vreme stai în subordonare divină, ești superior păcatului.
Dacă te încurci, din nou recazi. Dacă rămâi așa, ai ca rod sfințirea și când vine Domnul, sau murim, se schimbă întreaga noastră structură, devenind noi oameni, noi creaturi, pentru slava Domnului. Numele Lui să fie binecuvântat. Citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, o referire ca atenționare pentru vremea sfârșitului. 2 Tesaloniceni, 2:7. Căci taina fără de lege, a păcatului am putea spune, omul păcatului sau omul fără de lege, cum este numit, a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și asta înseamnă că atunci când va fi luat, va lucra cu mai mare putere. Și în vremea din urmă, de aceea va fi mai mult păcat, pentru că Satan va lucra cu mai mare putere. Îi va fi dat un debit păcatului mai mărit, o posibilitate de a ajunge la culme, poate mai repede, să fie scurtate zilele. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cel care spuneam că este autorul păcatului. Cu tot felul de minuni, de semne, de puteri mincinoase. Și cu toate măjinile juirii. Pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, când se predică și când Dumnezeu și Duhul adevărului ți-l spune, dacă nu l-ai primit și n-ai făcut distinția între păcat și neprihănire atunci, reține ce se întâmplă. Și au găsit plăcere în nelegire, vor fi osândiți. Și acum, ceea ce să fie pentru noi, noi însă, de la versetul 13, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Și asta cum se realizează? Scrie mai departe. În sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpăta slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin Ugrai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.